PSD Bacău. Ne bucurăm să revenim la Onești, la mai puțin sau la aproape o săptămână de la inaugurarea celui mai important obiectiv al administrației Nicolae Ignatiu PSD 2016-2020, podul de peste Trotuș. Astăzi este o conferință de presă cu un pronunțat caracter politic și poate mai puțin administrativ. Și este generat de faptul că organizația județeană PSD Bacău și organizația municipală Onești primește în rândurile sale pe consilierul local independent Gelu Panfil. Un obiectiv foarte clar și foarte respicat și asumat și de mine și de președintele organizației municipale Onești, domnul Nicolae Ignatiuc, ca Onești o să aibă vicepreședinte la Consiliul Județean pentru prima dată, cel puțin după 2000 încoace. Oneștiul și din punct de vedere politic și din punct de vedere economic și din punct de vedere administrativ trebuie să aibă această poziție în Consiliul Județean. Împreună cu domnul Ignatiuc am identificat resursa umană care să acopere și politic și administrativ foarte bine această funcție. Colaborarea celor doi actori politici din municipiul Onești, domnul Ignatiuc și domnul Panfil, vine și are practic izvorul în ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Municipal Onești. Investițiile care s-au întâmplat acolo, domnul Panfil, președinte al Consiliului de Administrație, domnul primar al Oneștiului, ordonator principal de credite. Deci este o colaborare izvorâtă din interesul și interesul acordat domeniului sănătății. Sigur, această colaborare a funcționat, cred că în cea mai mare parte, foarte bine și în Consiliul Local Bacău, în Consiliul Local Onești. Astăzi facem un pas mai apăsat și mai mare către Consiliul Județean Bacău, pe care sunt convins că PSD-ul și-l va adjudeca, pentru că are toate argumentele să câștige și președinția Consiliului Județean, să câștige și un vicepreședinte la Consiliul Județean, iar nominalizarea expresă este către domnul Ignatiuc. Acest lucru va fi reconfirmat și la Bacău, la ședința Comitetului Executiv, atunci când va fi și lista de consilieri județeni, dar este un eveniment politic și o știre politică nu numai la nivelul Oneștiului, ci și la nivelul județului Bacău. Și dacă stau să mă uit bine pe tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 luni, cred că este și cea mai importantă știre politică până astăzi pe care o oferă spectrul politic. Eu sunt bucuros de această venire în rândurile PSD-ului. Sunt convins că și organizația PSD Onești va fi bucuroasă să îl primească în rândurile sale pe domnul Panfil și pe colaboratorii dânsului. Și sunt convins că obiectivul de a câștiga primăria municipiului Onești, care oricum era dinainte stabilit de a veni domnul Panfil, va fi și mai aproape acum și mai tangibil, deși viața la politică la Onești este una extrem de agitată, la fel ca și la Bacău. Se desfac alianțe, se propun candidaturi, se retrag candidaturi, nu se știe, fostul primar candidează din partea unei alianțe, din partea unui primar, din partea unui partid. Partidul de guvernământ nu se știe ce candidat are la Onești, nu sunt treburile noastre, doar surprindem că este puțină dezordine pe zona de dreapta. Noi ne-am concentrat în toți acești 4 ani și 3 luni pe probleme administrative, nu numai în Onești, ci și în județul Bacău, ci și în comunele din jurul Oneștiului. A venit momentul să ne pregătim și noi pentru aceste alegeri pe care și le doresc liberalii. Trebuie să ne prezentăm la alegerile de pe 27 septembrie, trebuie să strângem semnăturile, trebuie să întocmim listele de candidați, trebuie să anunțăm candidații pentru cele mai importante funcții. Și astăzi este ziua pentru venirea domnului Panfil cu obiectiv direct vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Lansarea candidatului pentru primăria Onești s-a petrecut atunci când s-au făcut alegeri la organizația municipală Onești, indubitabil și fără tăgadă, domnul Nicolae Ignatiuc, căruia îi predau microfonul pentru a
spune și dânsul câteva cuvinte legate de evenimentul politic de astăzi. Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, domnule ministru, bună ziua, Gelo, bună ziua, dragi invitați. Este o zi importantă atât pentru mine, cât și pentru organizația municipală PSD Onești, dar totodată o zi destul de importantă și pentru organizația județeană a Partidului Social Democrat. Zi clară ce face referire directă la venirea în sân organizației PSD Onești a domnului Panfil, un consilier independent, care în acești 4 ani, 2016-2020, a fost un real partener pentru administrația publică locală, pentru Nicolae Gânatiuc și pentru PSD. După cum o să detalieze și Gelu, aș vrea să fac o scurtă radiografie asupra activității administrative din acești 4 ani, menționând diferite, să spun, domenii de activitate pe care, sau pentru care am muncit împreună, am făcut proiecte și aici nu mă refer doar la Gelu, dar la Gelu în primul rând și la colegii din Consiliul Local și la colegii din celelalte structuri care au directă, să spun, colaborare cu primăria. Am început să investim foarte mult în sănătate încă din 2016, alături de Consiliul Județean, parteneriate aproape în fiecare an, fie care au dus la modernizarea unor secții din Spitalul Municipal Onești, fie finalizarea lucrărilor la Centrul de Primiri Urgențe. Acum pe tapet avem modernizarea sediului de la ambulanță, dar cred că ce este de subliniat în mod excepțional ar fi modul cum am strâns rândurile și am făcut un front comun în ceea ce înseamnă lupta împotriva COVID-19, începând cu luna martie până astăzi. Împreună cu Consiliul Județean, Primăria Municipiului Onești, având la spital președinte de Consiliul de Administrație pe domnul Panfil, am avut o foaie de parcurs bine stabilită, care în primul rând a avut pe primul loc punerea în siguranță a cadrelor medicale în această luptă COVID-19, așa cum îi numeam unii dintre noi până acum câteva zile, dar unii încă îi mai numim eroi în halate albe, pe care mulți i-au uitat, dar noi nu. Și în al doilea rând, achiziționarea de echipament necesar în a trata pe cei confirmați pozitiv COVID-19, știind toată lumea că Spitalul Municipal Onești este spital suport COVID. Proiecte importante pe care, alături de președintele Consiliului de Administrație de la spital și colegii mei, le-am început din 2016 și ne apropiem să finalizăm multe dintre ele. Și nu mai intru în detalii cu creșterea eficienței energetice la Spitalul Municipal. Proiecte de peste 5 milioane, 6 milioane de euro până astăzi semnate. În câteva zile se depun ofertele pe un proiect de 23 de milioane de lei la Spitalul Municipal. Sperăm să semnăm cât mai repede și să înceapă lucrările la cea mai mare investiție de când a fost înființat spitalul până astăzi. De asemenea, investiții în infrastructură, și aici mă refer la podul de peste râul Trotuș. Podul de peste râul Trotuș, un proiect finanțat de guvernul PSD, proiect depus în 2017, semnat în 2018, încep lucrările în 2019, finalizat astăzi. La fel, consilierii locali, domnul Panfil mi-a fost alături, o investiție extrem de importantă pentru municipiul Onești, județul Bacău și pe toți cei ce tranzitează dinspre Moldova către Ardeal și în celălalt sens, această infrastructură rutieră. Am demonstrat și de această dată că împreună putem să realizăm lucruri bune. Un alt proiect extrem de important pentru oneșteni, unde consilierii locali PSD și domnul Panfil mi-au fost alături, este rezolvarea problemei apei prin delegarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Iraja. Din păcate, am uitat cu prea multă ușurință faptul că în 2016, la doar 3 luni după ce am devenit primar al municipiului Onești, s-a produs o mare criză a apei generată de cei care cu ani în urmă, în mandatul precedent, nu au fost suficient de atenți și nu și-au îndreptat toată energia și atenția în a rezolva problema apei pentru oneșteni cu ani în urmă.
ajunsesem să avem câte 3 ore de apă dimineața, 3 ore seara și până la urmă, preluând serviciul de apă și cheltuind 3 milioane de lei pentru a-l susține pe perioada de tranziție până l-am delegat, a trebuit să facem acest efort care toți consilierii au fost de acord și am pus umărul în a rezolva și această problemă pentru oneșteni. Nu vă mai spun de infrastructura de pietonală și infrastructura rutieră din municipiul Onești, unde Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Bacău, domnul președinte Benea, domnul ministru Șova mi-au fost alături în 2018, când am reușit după 40 de ani să finalizăm lucrările la un drum extrem de important, intrarea în Onești dinspre Ajut, Calea Ajutului sau Calea Mărășești, cum o știu oneștenii, un proiect care trebuia să fie finalizat înainte de 2016, dar cu toții știm cine s-a împotrivit atunci pentru a nu se realiza această investiție. Un om dintr-o echipă care își dorește acum și dumnealui să ocupe o funcție publică și oneștenii nu trebuie să uite acest lucru. Proiecte depuse la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, proiecte depuse la Compania Națională de Investiții în ceea ce privește modernizarea sistemului de învățământ, modernizarea sistemului sanitar. Proiecte la care s-a muncit 4 ani continuu și vreau să vă spun că am început acum 4 ani alături de echipa în care vine și domnul Banfield și îl primim cu brațele deschise, am pornit de la zero. Administrația de dinainte, și mă refer aici la primarul de atunci sau primarii de atunci, că au fost doi în mandatul 2012-2016, nu au depus niciun proiect pe fonduri europene și nu ne-au lăsat nimic de implementat. Așa cum au primit ei în 2012 de la fostul primar Emil Emnaru și pe aici pe acolo se mândresc că au făcut proiecte pentru oneșteni, asfaltând, punând pavele și așa mai departe, nimic mai fals. Energia noastră trebuie să o canalizăm și să ne mobilizăm pentru ceea ce avem de făcut pentru oneștene. Am demonstrat în acești 4 ani că se poate, lucrurile rămân, sunt palpabile. Noi poate nu întotdeauna comunicăm foarte bine, dar întotdeauna știm să facem lucruri și să lăsăm proiecte în urma noastră. Eu mă gândesc și cred că alături de Gelu Panfil, vicepreședinte la Consiliul Județean, putem să facem mult mai multe lucruri importante pentru oneștene. Și vreau să credeți și dumneavoastră acest lucru. Gelu s-a dovedit a fi o persoană echilibrată, determinată să facă lucruri pentru oneșteni și întotdeauna când a trebuit să pună umărul la realizarea unui proiect, a făcut-o nesolicitând avantaje politice, administrative sau de orice altă natură. Din aceste motive și nu numai din aceste motive, eu vă rog frumos să aveți încredere în continuare în mine și în echipa pe care o conturez pentru 2020-2024 și aceeași încredere să o aveți și în nou membru al Partidului Social-Democrat al Organizației Municipale Onești, în domnul Panfil Gelu, căruia și dau microfonul să ne împărtășească și domnia sa ce l-a determinat să vină alături de noi și cu ce gânduri vine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos iată domnului primar, cât și domnului președinte. Microfonul meu sau se aude, da? Este o zi importantă, evident, și pentru mine, dar și pentru echipa mea, pe care o văd în mare măsură în sala. Nu am probleme de amplitudine la voce, dar dacă așa e microfon, e bine. Eu cred că ziua de astăzi a fost oarecum prefațată de ceea ce vedem în spate. Și eu numesc cel mai important proiect de infrastructură pe care l-a avut Moldova vreodată, respectiv autostrada A13 Bacău-Brașov. Nu cu mult timp în urmă mi-am exprimat public sprijinul pentru acest proiect de infrastructură. Cred că eram oarecum în același format, dacă mă gândesc bine. Mai erau alături de noi echipa de management de la spital, tot așa în cadrul unei conferințe de presă. Dar
evenimentul de astăzi, respectiv intrarea mea în Partidul Social Democrat, evident a fost prefațat și de ultimii 4 ani. Așa cum spunea și domnul primar și domnul președinte Benea, relația dintre mine și primarul Gnatiuc a fost una bazată pe sprijin reciproc, pe respect și cred că împreună am reușit, și nu numai împreună, într-adevăr, și cu sprijinul colegilor din Consiliul Local, am reușit să arătăm că se poate. În 2016, la puțin timp după preluarea mandatului de consilier local, mi-am asumat responsabilitatea preluării funcției de președinte al Consiliului de Administrație la Spitalul Municipal Onești. Tot atunci vreau să vă spun că am făcut o radiografie, așa cum spunea și Nicu, a ceea ce avem de făcut și ceea ce s-a făcut până atunci. Vreau să vă spun că a fost delicat când a spus că am plecat de la zero. Nu, n-am plecat de la zero. Am plecat de la minus. Am ajuns în situația în care vroiam să depunem documentații pe fonduri europene și noi nu aveam nici măcar documente de proprietate, nu aveam schițe cadastrale. Vă dau câteva exemple ca să înțelegeți. Nu aveam absolut nimic, dar anumite proiecte scrise sau în stadiu incipient. Administrația Neghină, în loc să facă proiecte europene, baleta între criza deșeurilor și criza apei, cu banii la sacoșă. Am luat-o, așa cum v-am spus, pas cu pas, am zis, asta este crucea pe care trebuie să o ducem și am început să construim. La o primă evaluare, nu vreau să intru în detalii foarte tehnice, la spital avem proiecte semnate și parțial implementate sau în curs de implementare de peste 10 milioane de euro. Acolo am vizat 3 paliere. Palierul de infrastructură și acolo avem proiectul de eficientizare energetică de aproape 6 milioane de euro. Palierul care privește specializarea personalului printr-un proiect POCA de 2 milioane jumate de euro. Avem centru de excelență astăzi la spital, proiectul se află în implementare. Deci nu poate lumea să zică, știți, domnule, că abia s-a semnat sau că el se află deja în derulare. Și evident, proiectul de dotare cu aparatură de ultimă generație, și aici mă refer la RMN, mamograf, stație radiologică nouă, un alt proiect care a fost semnat și acum se află în stadiu de licitație. Nu vreau să vă spun că tot în această perioadă am reușit să aducem la Spitalul Municipal Onești și o stație de sterilizare nouă. Și aici îi mulțumim domnului președinte Benea pentru tot contribuția pe care a avut-o, care stație de sterilizare nouă ne ajută foarte mult în această criză. Uitați ce, noi nu ne-am gândit când am plecat la acest drum ce nenorocire o să abată asupra noastră. Dar toate aceste lucruri au contribuit la corecta gestionare a acestei crize. Să știți că eu sunt mulțumit de modul în care, deși am fost declarat spital COVID, spitalul nostru a gestionat foarte, foarte bine și aici mulțumesc echipei de management și domnului primar pentru că am fost zi și noapte alături de spital. Dar să știți că nu se oprește colaborarea dintre noi doi doar la nivelul spitalului. În ceea ce privește administrația publică locală, avem proiecte împreună pornite, da? Dacă stau bine și mă gândesc, tot în jurul valorii de 10 milioane de euro. Și asta vizează, pe scurt, modernizarea administrației locale. Am prins CP12, CP13, aproape 2 milioane de euro. Contracte semnate, aflate în stadiu de procedură de achiziție, cred. Și în zilele trecute am aflat că un proiect foarte important și foarte drag nouă, pentru că l-am pornit foarte greu, a avut un tempo, dar a intrat în analiză, este reabilitarea Bibliotecii Municipale Onești, concomitent cu, în parteneriat cu reabilitarea piațetei de la Casa de Cultură. Eu vă spun lucrurile astea pentru că lucrurile astea nu se știu. Proiectele se află și se muncește la ele. Toate proiectele pe care vi le-am spus sunt pe fonduri europene. Nu sunt din fonduri proprii, nu sunt și sunt pornite nu de la zero, așa cum în mod delicat a zis domnul primar, sunt pornite de la minus, pentru că nici măcar documentele nu le-am avut pregătite. Acum o să întrebați, și m-au întrebat mulți, de ce PSD? De ce am ales PSD? Pentru că la PSD am găsit
oameni care știu, vor și pot să facă proiecte. Pot porni proiecte de la zero, să le ducă la capăt. Eu sunt un om de acțiune, sunt un om de construcție, sunt un om al proiectelor. M-a interesat mai puțin cum se baletează din punct de vedere politic. Dar aici am găsit o echipă care, așa cum v-am spus, o echipă serioasă de oameni, că până la urmă partidele sunt formate din oameni, nu sunt pur simple sigle de partid sau culori. Găsind sprijin și garanția că toate proiectele pe care le-am pornit vor continua și vor fi duse la capăt și vom porni și alte proiecte, și evident nu pot să mă opresc la Onești, pentru că din postura pe care o vizez, cea de vicepreședinte de Consiliul Județean și văd aici primar din, le garantez că ne vom ocupa de toată zona limitrofă Oneștiului. Cam acestea sunt lucrurile pe care vreau să vi le spun și ca să și închei alocuțiunea, vreau să vă spun că salut. Astăzi am aflat din presă că președintele organizației de tineret a PNL, Bogdan Pleșca, un tânăr pe care îl cunosc nemijlocit, a făcut pasul și el spre această echipă. Îl felicit. Eu l-am cunoscut pe acest tânăr capabil la momentul la care Forța Civică a fuzionat atunci cu PNL, creând Marea Dreaptă, condusă de marele om de stat, Ionel Paler, care mai târziu s-a dovedit a fi nesemnificativ de mică. Nu vreau să mai fac alte discuții pe această temă, dar mă bucur foarte mult că tineri din generația de după noi vin și întăresc echipa care știe să facă proiecte și le face. Eu vă mulțumesc pentru încrederea acordată și sunt convins că peste câțiva ani și cei care sunt sceptici acum, pentru că vor să fie și din aceștia, vor fi convinși că decizia mea este una bună. Mulțumesc! Da, sunt foarte mulți sceptici și în Onești și în Bacău. Am aceeași problemă. Sunt foarte mulți sceptici și în Onești și în județul Bacău, dar și probabil că cei care vizionează acum sau ne urmăresc prin intermediul canalului mass media și văd în spate autostrada 13 Bacău Onești Brașov, probabil că au un zâmbet în colțul gurii. Și probabil că și minimalizează acest tip de politică a organizației PSD Bacău. Adică vine șeful TNL-ului, vine consilierul independent Gelu Panfili, adevărat, care a intrat pe băncile politice la TSD. Ei poate să zâmbească, dar noi suntem o echipă politică ce ne-am adaptat întotdeauna vremurilor pe care le-am traversat și ce este mai important, cu precădere în ultimii 4 ani, am pus pe o traiectorie irreversibilă niște proiecte extrem de importante pentru județul Bacău. Centura Bacăului, modernizarea aeroportului internațional, podul peste Trotuș, și eu sunt convins că va veni și ziua când va începe această autostradă a 13 Bacău-Onești-Brașov, al cărei act de naștere nu este străin președintele executiv al organizației județene, domnul deputat Lucian Șov, a fost ministru al transporturilor, care a rezolvat și vechea, cei 5 km istorici de pe calea Adjudului. De vreo 20 și ceva de ani auzeam eu solicitările făcute de primarul Oneștiului către Ministerul Transporturilor. Deci suntem o echipă care avem porțile deschise pentru oameni de valoare, facem proiecte. Am orgoliu de a spune că este cea mai bună echipă politică, cea mai bună organizație politică din județul Bacău. Și cu această ocazie am să-i predau și eu microfonul părintelui autostrăzii a 13, domnul deputat Lucian Șova. Mulțumesc pentru frumoasa introducere. Am să fiu foarte scurt și foarte direct. În primul rând, câteva cuvinte despre Onești și Nicolae Ignatiuc.
Este clar, nu numai din ceea ce am auzit astăzi aici, din ceea ce vedem afară, că Oneștiul cunoaște o renaștere în acești ultimi 4 ani și se îndreaptă către o maturitate care să asigure bunăstare și creșterea calității vieții pentru toți cetățenii Oneștiului. Gelul Pamfil a adăugat plus valoare administrației Gnatiuc, iar acum avem așteptări de la el să adauge plus valoare echipei care a condus și sunt sigur că va conduce în continuare Consiliul Județean Bacău. Consiliul Județean care și-a manifestat atenția practic față de toate comunitățile locale din județ, făcând, susținând diverse proiecte quasi peste tot în județul Bacău. Eu sunt bucuros să fiu astăzi aici pentru a vă spune că, dincolo de cele care deja sunt evidente, în sensul că autostrada 13 Bacău-Brașov, care trece, desigur, prin Onești, chiar mai sigur trece prin Onești decât va ajunge fix în Bacău, pentru că s-ar putea să ajungă la 15-20 km mai la sud de Bacău, dar pe la Onești este punct obligatoriu apropo de începerea defileului Oituzului. Acest proiect este ireversibil pentru că deja se află în derulare. La anul vom avea deja un proiect tehnic cu acord de mediu, cu evaluările costurilor, astfel încât în 2022, pe exercițiu financiar viitor, poate fi finanțată construcția. Eu cred că până la sfârșitul mandatului 2020-2024 a administrației Gnatiuc, vom putea vorbi de o autostradă în construcție, dacă nu cumva și gata, de la Onești la Bacău, fiind un sector mai ușor. Și glumind oarecum, să spunem că vom mai descărca podul de peste Trotuș de traficul infernal pe care îl suportă astăzi. Ce vreau să subliniez cu titlul de noutate este că în ultimul timp, urmărind presa, am văzut că platforma industrială a Oneștiului este atacată financiar din perspectivă pozitivă, în sensul că RAFO a fost cumpărat de un investitor care, după câte știu eu, vizează deja amenajarea unor spații de logistică, deci utilizarea acestei platforme și a facilităților pe care le are în domeniul logisticii, în sensul de a construi depozite care să fie în proximitatea autostrăzii și care să deservească toată zona Moldova. Când am vorbit despre Bacău, centrul regional al transporturilor în Moldova, m-am referit, sigur, în primul rând la municipiul Bacău, dar cu siguranță și la cele mai importante localități, printre care, sigur, prima este Oneștiul, ca poli de dezvoltare economică și văd că deja în urechile unor investitori, unor oameni de afaceri care și-au construit afaceri profitabile de-a lungul anilor, indiferent de guvernările pe care le-au traversat, deja acest lucru rezonează. Practic, certificatul de calitate al acestui proiect este dat de atractivitatea pe care începe deja să o genereze către lumea business-ului, către investitori. Eu cred că 2024 ne va găsi cu o administrație Gnatiuc din nou la bilanț, un bilanț mult mai bun și cu mai multe certitudini în domeniul calității vieții și a prosperității oneștenilor, iar la nivel de județul Bacău, cu iscusința lui Gelu Pamfil, în echipa deja rodată pe care noi o scoatem din nou, practic, în cea mai mare parte la concursul electoral care urmează, vom performa și la nivel local în cele mai multe comunități care compun județul, dar și la nivel regional. Bacăul, județul Bacău, va fi ceea ce a fost din totdeauna, un centru care va uni rutele comerciale din
Moldova, din Transilvania, din Muntenia. Acest lucru trebuie să ne încarce și de responsabilitate, în sensul că cine crede în acest proiect trebuie să acorde sprijin și echipei PSD, care este singura care și-a asumat aceste proiecte de o manieră absolut curajoasă și indubitabilă. Noi am spus că nu susținem și nu din mândrie regională, ci bazat pe evaluări științifice, nu susținem investiția în autostrada A8 Iași-Târgu Mureș, pentru că această investiție, în primul rând, ar condamna România la compromisuri multe și din perspectiva mediului înconjurător și din perspectivă financiară. Această soluție, autostrada 13 Bacău-Onești-Brașov, va genera prosperitate pentru toată Moldova. Iar acest lucru, atâta timp cât am avut ocazia să pot decide în calitate de ministru al transporturilor, l-am construit să nu mai poată fi stricat de nimeni, oricâte bune intenții, în ghilimele, ar avea. Succes, Nicolae, succes, Gelu, sper ca mulți din cei care urmăresc sau vor urmări acest eveniment să evalueze cu atenție și în perioada următoare să acorde sprijin și din perspectivă electorală acestei echipe. Domnule deputat, înainte de întrebări am să mai fac câteva precizări. Totuși suntem la o conferință de presă politică. Aici a fost o pledoarie pentru fapte și este corect ce spune și Nicu Natiuc, să alegem faptele, să alegem și oamenii. Cred că PSD-ul Onești, începând de astăzi, are poate cea mai redutabilă echipă pe care a avut-o în ultimii ani, ultimii 20 și ceva de ani în Onești. Cred că va fi o simbioză foarte bună între ceea ce a crescut Nicolae Ignatiuc în ultimii 4 ani la PSD Onești și ceea ce și echipa cu care vine domnul Panfil. Deci suntem pregătiți și din punct de vedere a faptelor, și din punct de vedere a oamenilor, și din punct de vedere a obiectivelor și politice și administrative. N-aș vrea să nu surprindem totuși niște realități din politica oneșteană. Nicu Gnatiuc spune aici de că a venit la 3 luni după ce a câștigat mandatul, s-a confruntat cu criza apei, pentru că cei dinainte, dacă care n-au nume, n-au fost suficient de atenți. Nu, administrația Neghină Cristea au fost în cârdășie cu cei care au încârdășie pe bani, cu cei care au deținut monopolul și pe apă și pe deșeuri. Adică dacă o spuneam ca președinte al Consiliului Județean acum 5, 6, 7 ani, nu văd de ce n-aș spune-o și astăzi. Administrația oneșteană PSD Nicolae Ignatiuc aplică și implementează proiecte pe fonduri europene, pentru că noi am avut puterea să rupem această cârdășie între vechea administrație pe numele ei Neghină și domnul Fântână sau cine mai era, sau cum se mai numeau societățile respective. Oneștenii știu aceste lucruri. Știu că se duceau la asociația de proprietari, li se încasau banii și nu li se mai dădea chitanță. Adică sunt lucruri care nu le știe presa din Onești, sunt lucruri pe care nu le știu oamenii din Onești, dar PSD-ul a avut puterea să se lupte cu această alianță împotriva oneștenilor care era la momentul respectiv. Și astăzi, de asta contrastul între administrația Nicolae Ignatiuc PSD 2016-2020 și vechea administrație este extrem de puternic. Este diferența între alb și negru. Nu că nu au fost suficient de atenți, au fost chiar în cârdășie. În aceeași cârdășie care a generat și motivul pentru care trebuie să iei bacaloriatul într-un mod necinstit. Asta este unul din contracandidați. Are nume, are prenume, îl știm. Nu cred că Oneștiul este un oraș care să își încredințeze încă o dată destinul pe mâna cuiva care în mod necinstit a accesat bacaloriatul și care a avut interese contrare Oneștiului. Și are. Și cred că mai are. De partea cealaltă, un veșnic candidat, un veșnic președinte al organizației PNL Onești, non-performer, dar care n-are grijă să-și respecte angajamentele cu administrațiile din jurul Oneștiului pe proiecte pe fonduri europene. Ce este o noutate pentru dumneavoastră sau pentru oneșteni, că
firma președintelui PNL Onești nu-și termină lucrările la timp, nu face lucrări de calitate? Trebuie să vină cineva de la Bacău să spună aceste lucruri, pe care le știu toți oneștenii. Acesta este tabloul electoral la Onești, oameni buni. O administrație care a performat și a făcut lucruri clare, evidente și trebuie spus acest lucru, care astăzi se întărește cu Gelu Panfil și echipa sa și țintește vicepreședinția Consiliului Județean, și alți doi foști candidați care ori au luat necinstit bacalaureatul, ori erau în cârdășie cu Budeanu și compania, ori nu duc la capăt proiecte pe fonduri europene. Dacă sunt alți candidați, probabil că o să-i aflăm în zilele următoare. Despre asta e vorba și de aceea noi la Onești, sigur că pornim cu prima șansă și trebuie să confirmăm acest lucru în aceste alegeri. Ține foarte mult și de calitatea echipelor de consilieri și de calitatea candidaților, evident, dar iarăși diferența între ceea ce propune PSD Onești și ceea ce propun celelalte partide la ora aceasta este una uriașă. Ei fac acum eforturi să se unească, să facă fel de fel de alianțe, fel de fel de prietenii mai mult sau mai puțin deșuchiate, astfel încât să învingă PSD-ul condus de Nicolae Ignatiuc. Dar nu reușesc totuși nici să se împace, nici să se înțeleagă, pentru că asta este. Întrebări, dacă sunt... dacă îmi permiteți o singură, ca să lămurim acest aspect. Deci nu că și-a luat bacalaureatul necinstit, mi se pare un aspect extrem de important. A încercat să-l ia necinstit și nu l-a luat nici până astăzi. Asta e, de aici e concluzia, ca să nu mai... Pentru că lumea zice, domne, mă, l-a luat ori... Nu, domne, nu și-a luat, că n-a putut să-l ia. Bun, mai, asta e realitatea, trebuie să o confruntăm. Întrebări. Domnul Panfil, am o întrebare. Cu cine veți face echipă în campanie pentru conducerea CJ? Sunt săptămâna, asta este o întrebare, am înțeles că vreți să fiți abil, dar n-am ieșit din sală. Dacă ieșeam din sală, poate obțineați ceva. Nu, este... Dar poate mă întreabă pe plan local. Cu toți primarii din zonă, cu Nicu Gnatiuc, cu care fac echipă de 4 ani de zile, cu domnul președinte Benea. Da, nu e răspunsul pe care îl așteaptă domnul Popescu. Toată lumea așteaptă... Dar n-aș vrea să rămân fără un răspuns. Da, trebuie să, și noi încet, cu încetul să dăm știrile politice, că ieri a venit președintele TNL Bogdan Pleșca la PSD, astăzi Gelu Panfil, un mai vechi actor politic aici în Onești. Mâine mai avem alte știri politice la Bacău. Săptămâna viitoare vom afla și, deocamdată, la Consiliul Județean, Consiliul Județean este majoritar PSD, este în contratimp cu proiectele, cu implementarea proiectelor. Începe asfaltarea la pistă la aeroport, se termină alte drumuri județene, încep alte drumuri județene, au început lucrările în forță la heliport, trebuie să înceapă să iasă autorizația de construcție și la al doilea buncăr la radioterapie. Consiliul Județean încă mai are de bifat administrativ și sigur că va veni și momentul anunțului legat de echipa cu care PSD Bacău va ataca președinția Consiliului Județean. Domnul președinte, dar ce spune despre activul PSD faptul că apelați la importul compus la legii? Să știți că eu vin acum de la Bogdănești tot pe o chestiune similară pentru o reîmprospătare a listei de consilieri locali. Eu am demonstrat și eu și conducerea organizației județene PSD în toți acești 7 ani că nu suntem o organizație ermetică. Am schimbat când a fost de schimbat. Uitați și la Guravăi, mizăm pe tinerețea lui Silviu Tinei pentru a câștiga Guravăi și a o scoate din dezastru în care se află, din toate punctele de vedere. Comuna Guravăi este, cred că, comuna cea mai jalnică din județul Bacău. 8 ani de administrație Mihalcea sunt egal, similar cu catastrofa. Colegii din PSD, în primul rând, importuri. I-a spus dumneavoastră generic importuri. Colegii din PSD nu trebuie să simtă niciunul amenințat, pentru că și ei știu că o echipă, pe măsură ce se deschide și se împrospătează cu oameni buni, oameni reprezentativi în societate, asta nu trebuie să sperie pe nimeni. Dacă ei aduc plus valoare și din perspectiva imaginii și din perspectiva scorului electoral și din perspectiva competenței,
n-au de ce să fie supărați. Dacă vom... Acest exercițiu a fost la organizația PSD Onești undeva până în 2010-2011. Nu prea se mai schimbau listele, se osificaseră listele și iată că în 2012 a venit și sfârșitul. Că ne-am regenerat repede în 2016, că domnul Gnatiuc era viceprimar și a putut să reconstruiască organizația, asta a fost norocul nostru. Nu trebuie să se simtă nimeni amenințat. Membrii, colegii PSD Onești sau membrii organizației județene PSD Bacău trebuie să fie speriați atunci când președintele vine și propune pe cineva care nu are bacalaureat. Astăzi am aflat că nu are bacalaureat, sau dacă a încercat în mod necinstit să ia bacalaureatul. Sau dacă este recunoscut ca patron de firmă care dă țepe. Dacă aș veni cu așa ceva în partid, atunci trebuie să se sperie, să ridice o sprânceană și eventual să mă trimite și acasă. Deocamdată, profilul Gelu Panfil este total opus și lui Neghină și lui Lazar. Ce nu știe toată, nu știu agenții economici de pe Valea Trotușului, din județul Vrancea, nu știu că firma președintelui PNR Onești este o firmă de om care dă țepe? Știe toată lumea. Sunt lucruri cunoscute, recunoscute. Nu acesta este profilul pe care îl susține PSD-ul. Aici suntem în totală antiteză și cu cei de pe partea dreaptă, PNL, PMP și... Și atunci ar trebui să fie speriați colegii de la partid. Până atunci, atâta timp cât vine un om care are o semnificație în societatea oneșteană și nu numai oneșteană, și în comune din jurul Oneștiului, nu trebuie să fie nimeni supărat și deranjat, pentru că se mai schimbă garniturile, se mai schimbă liniile. Chiar dacă nu constatăm, totuși îmbătrânim, nu mai suntem... USL-ul era cu 8 ani, acum suntem în era altor alianțe. Deci trebuie să în permanență să ții organizația vie și de ce nu și într-o competiție. Pe ce scop contați alegerile? Pentru domnul primar, da? Pe acel scor care va crea majoritate în Consiliul Județean și în Consiliul Local Onești, mă refer la majoritate PSD, bineînțeles. Acela trebuie să fie scorul la care noi tindem, în care credem și pentru care muncim. De care majoritate? Simplă. V-am spus, majoritate simplă PSD. Deci cu pedala la fund. Avem și argumente, avem și... Care este varianta dumneavoastră, domnul Benea, dacă alegerile se vor modifica? Sau sunteți sigur că va fi pe 27 septembrie? Aveți și o... Cred că nu e nimeni sigur în România că vor fi alegeri. Atunci nu pot eu fi sigur. Eu sunt sigur că nu sunt suporterul organizării acestor alegeri. Am mai spus-o de atâtea ori, dar dacă liberalii și guvernul Orban ne forțează să ne, și pe noi și pe români să ne prezentăm la urne, nu o să facem pustiu de bine acum să nu depunem liste, să nu spunem ce am făcut. Nu suntem suporterii organizării alegerilor în această perioadă de pandemie, în care încet, încet o să ne obișnim cu cifrele cu 2 în față și cu 3 zerouri după, dar acesta este un lucru pe care trebuie să-l explice actuala guvernare. Datoria noastră este să administrativ să ne vedem de treabă în continuare și asta este cam asta este o caracteristică a organizației județene PSD Bacău. Vedeți că n-am umplut orașele și județul cu bannere, cu afișe, dar încet, încet o să apară și la noi că trebuie să transmitem alegătorilor că suntem în viață, suntem organizația politică numărul 1 a județului Bacău. Dar administrativ noi mai avem în continuare de închis probleme și acolo ne axăm toate eforturile. Nu suntem încă o organizație intrată în campanie electorală sau pre-campanie așa cum eram învățați de-a lungul anului. Aici este clar că ulterior mi se poate reproșa acest lucru. Dar atâta timp cât știu că oamenii au, populația pe stradă au alte priorități, au alte temeri legate de începerea anului școlar, legate de siguranța locului de muncă, legate de puterea de cumpărare, legate de siguranța sanitară, mi se pare puțin contraproductiv să vorbești despre alegeri, dar asta este. Ne pregătim și pentru aceste alegeri și sperăm să obținem rezultatele scontate și obiectivele propuse și pe care le merităm, că, repet, ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani în județul Bacău nu are precedent.
nu mai sunt întrebări, oricum vă mai dau o știre dacă doriți. Organizația Județeană PSD Bacău totuși este organizația care în ultimul timp sau de-a lungul sau în ultimii 2 ani sau la începutul campaniei electorale se prezintă cu fără 5 primari care au câștigat alegerile în 2016. De ce? Pentru că nu și-au respectat obligațiile și promisiunile făcute în mai 2016 în fața electoratului. Noi veneam atunci după o perioadă complicată, dacă vă amintiți, după demisia președintelui partidului, domnul Ponta, episodul colectiv, era o perioadă complicată în viața PSD-ului și ne-am angajat cu toții în aprilie-mai 2016 la o campanie electorală cu foarte multe obiective și foarte multe promisiuni. Ei, cei mai mulți dintre noi ne-am ținut de cuvânt și nu ne este rușine să spunem acest lucru, alții nu. Și aici le cam știți. Bacău, Târgu Ocna, că este aici în zonă foarte aproape de Onești, Mărgineni, Luizi Călugăra și Racova. Sunt primari care nu vor mai merge cu PSD-ul sau nu mai merge PSD-ul cu ei în următoarele alegeri pentru că nu s-au ținut de cuvânt în raport cu electoratul. Eu nu găsesc altă organizație politică la nivelul județului Bacău în stare să asume asemenea decizii. Nu știu și nici în alte alegeri. Și pot să și extind puțin nici pe dincolo de granițele județului. La Său, domnul Rădulescu nu va mai candida din partea PSD, dar acolo sunt motive de... și nu va mai candida dânsul. Sunt motive de vârstă. Un om care a înțeles că politica are și ea o limită, nu trebuie mers la nesfârșit, dar nu va candida din alte parte, sau așa știu eu. Dar vom avea alt candidat la Său, persoana domnului Emilian Budacă. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumim frumos și le mulțumesc în mod deosebit, mă refer aici la membrii PSD, mai multă experiență decât noi în partid, pentru că pe lângă faptul că m-au înțeles, m-au și susținut foarte mult și au fost alături în deciziile pe care le-am luat în acești 4 ani, dar mai ales în deciziile care le-am luat în ultima perioadă vis-a-vis și de împrospătarea echipei. Mulțumesc tuturor, vă urez multă sănătate, asta cred că acest aspect trebuie să ne preocupăm în mod deosebit pe toți. Îți mulțumesc, Ingrid, că ai fost alături de noi, un parteneriat în a dezvolta sportul oneștean, ca și știre. Oneștiu, de curând, în ajutorul doamnei Ingrid Distrate, am redeschis secția de box la Onești, o secție sau o disciplină sportivă de care oneștenii aveau mare nevoie și le era dor de box la Onești. Continuăm proiectele în sport, am început să facem o strategie în ceea ce privește sportul alături de Ingrid, una scoate în evidență și valoare numele Nadiei Comăneci și deja sunt proiecte depuse în a moderniza o parte din infrastructura sportivă la Compania Națională de Investiții, dar urmează alături de Ingrid și de cei de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est și de GELU, de echipă, să dezvoltăm și alte proiecte de care clar comunitatea are nevoie astăzi. Vă mulțumim tuturor, vă mulțumesc domnule președinte, domnule ministru, dragi colegi, domnilor ziariști și vă rugăm să aveți încredere în noi pentru că venim cu gânduri bune, forțe noi și știm ce avem de făcut. Vă mulțumesc mult!